Sub deviza Apă pentru toți, Universitatea Politehnică Timișoara, prin Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, a organizat o conferință în cadrul căreia s-a tratat tema soluțiilor tradiționale de epurare a apei uzuale versus soluții organice. Mesajul din acest an pentru Ziua Mondială a Apei este apă pentru toți. Nu lăsăm pe nimeni în urmă, ceea ce înseamnă că reprezintă conștientizarea asupra realității crizei mondiale a apei și un semnal de alarmă asupra faptului că încă mai există populație care nu are acces la o apă sigură. Se știe că una dintre cele mai importante surse de poluare a apei o reprezintă apa uzată, dacă nu este epurată corespunzător. Cu ocazia întâlnirii, firma parteneră a prezentat studenților și specialiștilor noua abordare în ceea ce privește construirea stațiilor de epurare. Cadrele didactice pun la punct și o excursie pentru studenți la stația de epurare din Budapesta. Firma care ne prezintă astăzi soluții inovative de epurare a apei vine de fapt să răspundă provocărilor pe care le ridică epurarea apei uzate. În cadrul acestei întâlniri, această firmă prezintă atât studenților cât și specialiștilor din domeniul apei noutăți, o abordare cu totul nou în ceea ce privește construirea stațiilor de epurare. Și noi dorim ca în urma acestei experiențe să putem să organizăm o excursie cu studenții noștri la stația de epurare din Budapesta, care are implementate aceste soluții noi de epurare. La evenimentul găzduit de Biblioteca UPT au participat atât studenți și cadre didactice, cât și specialiști din domeniul apei.